La data de 25 martie 2024 se împlinesc 202 ani de la data legalizării funcționării instituției Poliției Române. La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au fost desfășurate mai multe activități, printre care se numără și Ziua Porților Deschise, cu care timișorenii au fost deja obișnuiți. Mai multe școli și grădinițe din Timișoara au luat parte la acest eveniment. A fost un prilej de bucurie pentru polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș să ofere demonstrații de intervenție chiar sub privirile entuziaste ale copiilor. Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Biroului Siguranță Școlară le-au oferit materiale informativ-preventive și sfaturi utile, astfel încât să nu devină victime ale unor fapte de natură penală. IPJ Timiș a primit o distincție deosebită și anume placheta de onoare a Poliției Române pentru merite deosebite în activitatea desfășurată. În această zi, cu asemenea însemnătate, a fost adus un omagiu prin depunerea gerbelor de flori la monumentele eroilor Sasha Disici și Cristiana Mariei pentru eroii căzuți la datorie.